voluntară. Și în această seară vom petrece cum se cuvine. Vom avea cele mai frumoase cântece ale invitaților noștri și aș vrea să vă dezvălui doar câteva nume. La Soare, Ionuț, Dău, Stena, Botez, Daniel Tricu, Laura Lungu, grupul Vincuța și alți prieteni dragi ai ceasurilor de folclor. Spun bună seara, stimaților noștri invitați, bine ați venit la ceasul de folclor. Iată tema acestei emisiuni și cum la orice petrecere se cântă și se dansează. Așa am început această seară cu dansul ansamblului Izvorea, din Izvoarele Giurgiu, al cărui coreograf este Moga Petre și director Gabrielă Gheorghe. Ei bine, pentru că avem această temă, petrecere românească, mi s-a părut potrivit să spunem câteva cuvinte despre ospitalitatea specifică românească, grație căreia ne putem lăuda cu cele mai frumoase petreceri autentice. Părintele Dumitru Stăniloae spunea: ospitalitatea este o trăsătură caracteristică umanismul recunoscută a poporului român. În ea se manifestă aceeași umană deschidere spre om, aceeași tendință spre comunitate care se manifestă în omenie și în dor. Ospitalitatea e omenia manifestată față de străini. Prin ea, românul depășește granița de familie, de sat, de neam, plasându-se în umanul pur și simplu, în umanul universal. Dragi telespectatori, să știți că și eu mă străduiesc să fiu o gazdă cât se poate de bună, mai ales că am numai invitat de seamă care, unde mai pui, îmi aduc și cântece și ne aduc cele mai frumoase daruri, cântece și daruri muzicale. E bine, să nu uitați de pagina noastră de Facebook, Ceasul de Folclor, acolo unde ne puteți scrie cum petreceți dumneavoastră. Și mai ales dacă petrecerea de aici, la Ceasul de Folclor, vă este pe plac întotdeauna. Și, de asemenea, puteți participa la concursul nostru, votând în momentele live, în cadrul rubricii la Ceas de Zestre. Dați-mi voie să mulțumesc pentru ținuta mea vestimentară în această seară, Hira Design. Și să vă mulțumesc! Despre următoarea invitată, trebuie să vă spun următoarele lucruri pe care eu le-am aflat documentându-mă. În locul în care s-a născut, oamenii doctorului iubeau un esprit în acest gen de muzică populară, așa că nu a trecut mulți și fetița Potumari avea să-și manifeste și ea dragostea pentru arta populară. Odată cu primele cuvinte, au venit și primele melodii frenonate. De atunci, nu s-a mai oprit, iar azi ne putem lucra.